Stimați colegi, membri ai Guvernului, stimați colegi conducători de instituții guvernamentale și nu doar, desfășurăm ședința ordinară a Guvernului Republicii Moldova. Avem mai multe subiecte pe ordine de zi importante, aș spune. Dacă sunt careva propuneri la agenda sau la proiectul agendei înaintat și pregătit de cancelare, vă rog să vă expuneți. Dacă nu sunt asemenea propuneri, vă rog să procedim la examinarea subiectelor din agenda, la capitolul cu privire la cadre, subiectul numărul 1. Vreau să rog pe domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene, Oleg Țulea, să prezinte candidatura pentru funcția de secretar de stat al ministerului. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în conformitate cu prevederea articolului 7 litera I din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern și al articolului 6 alineatul 3 din legea 199-2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene propune numirea în funcție de secretar de stat a doamnei Daniela Cujbă. Pozițiile deținute până în prezent de doamna Daniela Cujbă în cadrul sistemului diplomatic al Republicii Moldova au vizat dimensiunea integrării europene pe care o va gestiona și în capacitatea de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Rog susținerea proiectului menționat. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la raportor sau candidatura propusă. Într-adevăr, experiența și performanțele doamnei Daniela Cujbă, în special pe domeniul integrării europene, este unul din avantajele acestei candidaturi pentru funcția de secretar de stat. Noi rămânem foarte determinați să continuăm această agendă de integrare europeană și, bineînțeles, toată experiența și capacitățile doamnei Cujbă vor fi foarte, foarte utile în acest sens. Bineînțeles, aceasta nu înseamnă că Ministerul Afacerilor Externe nu va continua abordarea noastră de politică externă echilibrată. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm candidatura propusă. Aprobat, mulțumesc. Vreau să aduc felicitări doamnei Daniela Cujbă și să-i doresc mari succese în funcție de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Atât la capitolul cadre, subiectul numărul 2 din agenda, domnul ministru Igor Șară, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, în scopul susținerii performanțelor academice ale tinerilor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării desfășoară anual și concursul pentru bursa președintelui și propune guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre de guvern cu privire la listele candidaților la acordarea bursei președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2020-2021. Bursa președintelui Republicii Moldova, care urmează să fie promulgată prin decretul președintelui Republicii Moldova, include 15 burse, dintre care 10 sunt pentru studenții ciclul 1, ciclul 2, studii superioare integrate, învățământ medical și farmaceutic de instituțiile de învățământ superior, 1455 de lei, și 5 burse pentru elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar non-terțiar, 1130 de lei. Candidațiile la bursa președintelui au fost aprobați în cadrul senatelor instituțiilor de învățământ superior și consiliilor profesorale ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic și postsecundar. În context, la bursa respectivă au candidat studenții ciclului 1, ciclului 2, studii integrate, învățământ medical și farmaceutic și elevii care au obținut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 puncte în profilurile domenii de studii tehnic, agrar, economic, medical, medical, drept și real și nu mai mică de 9,5 puncte la alte profiluri domenii de studii. Stimați colegi, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Vă rog dacă sunt întrebări referitoare la proiectul respectiv. Noi am discutat preventiv acest proiect, inclusiv abordările instituțiilor în procesul de
înaintarea candidaților pentru aceste burse speciale. Am examinat și profilul câștigătorului de acest an. Nu o să aduc multe detalii, dar am avut acea înțelegere cu Ministerul Educației ca pentru exercițiul următor să ne concentrăm pe studenții, pe elevii care îmbrățișează profesii care sunt cele mai solicitate și corespund priorităților dezvoltării Republicii Moldova. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul ministru Șaru, vă rog continuați subiectul numărul 3. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în scopul susținerii performanțelor academice ale tinerilor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării desfără anual concursul burselor de merit și propune Guvernul spre pădare hotărârea de Guvern privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățământ superior și elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic post-secundar, cărora le se acordă bursa de merit pentru anul de studii 2020-2021. Astfel urmează să fie acordate bursa Republicii, 12 burse pentru studenții ciclului 1, ciclului 2, studii integrate, învățământ medical și farmaceutic din instituțiile de învățământ superior, 1600 de lei, bursa Guvernului, 30 de burse pentru studenții ciclului 1, ciclului 2, studii integrare, învățământ medical și farmaceutic din instituții de învățământ superior, 1335 de lei și bursa Gaudeamus, 20 de burse pentru elevii din instituțiile de învățământ, profesional tehnic postsecundar și postsecundar non-terțiar, 965.000 de lei. Aceeași procedură, listele candidaților au fost propuse în proiectul de cauză și aprobate în cadrul Senatului Instituțiilor de Învățământ Superior și Consiliului Profesional al Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic Postsecundar, cu aceleași condiții. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, proiect asemănător cu precedentul, aceleași comentarii și dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 4, domnul ministru, continuați, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind transmiterea unor bunuri. Proiectul prevede dotarea instituțiilor de învățământ general cu 150 de calculatoare staționare în scopul modernizării claselor de informatică care nu corespund standardelor de dotare cu TIC. Calculatoarele au fost donate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în baza memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Oficiul Special Guvernamental pentru Educație al provinciei Jeju din Republica Coreea, semnat la 28 martie 2018 la Chișinău. Instituții de învățământ beneficiare au fost selectate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, asigurând echitabilitatea astfel încât în toate raioanele Republicii Moldova să beneficieze minim o dată de donația Republicii Coreea. În context au fost examinate toate adresările parvenite de partea organelor locale de specialitate în domeniul învățământ și autoritățile administrației publice locale, listele instituțiilor beneficiare de calculatoare în anii precedenți și lista instituțiilor propuse de Consiliul Național al Elevilor. Totodată am analizat datele despre dotarea TIC stocate la sistemul informațional de management în educație. Proiectul hotărârii Guvernului a fost consultat public și avizat, expertizat în conformitate cu legislația în vigoare. Stimate din domnule prim-ministru, stimați colegi, înainte de a ruga susținerea acestui proiect, vreau să profit de această ocazie și să mulțumesc din suflet tuturor partenerilor noștri de dezvoltare pentru susținerea enormă pe care o avem în această perioadă dificilă în asigurarea cu tehnică de calcul a instituțiilor de învățământ de Republica Moldova. Rog susținerea aceasta. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt careva întrebări referitor la proiectul prezentat. Nu sunt întrebări. Într-adevăr, dotarea instituțiilor educaționale cu tehnică de calcul, mai ales în contextul pandemiei și necesității organizării de multe ori a procesului educațional la distanță, devine o prioritate. Trebuie să depunem toate eforturile ca să dotăm școlile cu asemenea echipamente. Eu vreau să rog pe domnul ministru Șarov să ne prezinte o informație la acest capitol. Care a fost situația cu dotarea cu computeri, cu calculatoarea a școlilor până la
începutul acestui an și ce facem în acest an, în această privință, astfel încât societatea să înțeleagă pe ce lume am trăit noi până la 1 sau până în martie 2020 și în ce realitate ne aflăm acum. Vă rog, domnul ministru. Prim-ministru, eu am să prezint doar câteva din cifrele, o informație generală a situației la moment și a eforturilor care au fost depuse în această scurtă perioadă de timp. Noi avem peste 38.000 de computere în sistemul educațional din Republica Moldova, de care peste 32.000 sunt nemijlocit pentru elevi în sistemul educațional. În acest an de studii, Guvernul Republicii Moldova a acordat 20 de milioane de lei pentru dotare cu tehnica de calcul. Aceasta urmează să ajungă la mijlocul lunii octombrie, o parte a acesteia. În urma unui contract încheiat cu susținerea Băncii Mondiale a Republicii Moldova din valoare de 3.500.000 de dolari, ne aflăm pe ultima sută de metri de aprobare a acestuia la oficiul central a băncii centrale și respectiv până la sfârșitul acestui an urmează să primim încă 11.500 unități tehnică de calcul. Cu sprijinul autorităților publice centrale avem procurate peste 2000 de computere. Observăm susținerea enormă pe care avem din partea donatorilor și respectiv datele de la zi la zi se schimbă. Acum, la moment, avem, cred că, peste 1300 de computere cu sprijinul tuturor actorilor implicați în acest proces și vreau încă o dată să le mulțumesc enorm pentru acest lucru. În afară de aceasta, ducem discuții în continuare cu reprezentanții Băncii Mondiale ca pentru următorul an de studii să dublăm, practic, cantitatea de computere care a fost cumpărată în acest an, în așa fel încât către anul viitor să avem o cantitate de computere care este mult mai mare, care a fost procurată pe parcursul acestor ani sau care există la moment de punct de vedere statistic conform datelor prezentate de organele locale de specialitate. Aceasta este o prioritate pentru noi, exact așa cum alfabetizarea digitală a profesorilor, a cadrelor didactice, este o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova și pentru Ministerul în parte, stimați domnul ministru, stimați colegi. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, și din informația care a fost prezentată mai înainte, am înțeles că ultima dată calculatoare pentru elevi în Republica Moldova s-au cumpărat mai mult sau mai puțin așa sistemic în cadrul programului SALT. Asta a fost înainte de 2009, de atunci calculatoare noi în școlile din Republica Moldova nu avem informații să venit. Deci, iată, informația prezentată, 32.000 de calculatoare procurate până în 2007. Iată, asta este situația în care Republica Moldova în 2020 a intrat cu sistemul său de educație. Anul acesta, din cifrele care le prezintă domnul ministru, inclusiv din sursele trase de pe extern, în școli trebuie să ajungă în jur de 20.000 de calculatoare, plus minus, în funcție de, zicem, de evoluția achizițiilor. Plus la toate, proiectul Băncii Mondiale despre care a prezentat domnul ministru Șarov, noi o să ieșim cu solicitarea să extindem acest proiect pentru o sumă mai mare, astfel încât dotarea școlilor cu echipamente noi, cu calculatoare noi, să corespundă așteptărilor și necesităților. Și eu vreau să mă alătur cuvintelor de mulțumire și să exprim și o gratitudine tuturor partenerilor străini pentru suportul pe care ne-l acordă în cazul de față și pentru conducerea provinciei respective din Republica Coreeană pentru acest suport. Colegi, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul ministru Șarov, ați prezentat proiectele respective, fiindcă sunt tot mai multe teme de discuții, inclusiv în câmpul mediatic, despre implicarea sistemului de educație, școlilor, în primul rând, în procesul politic, electoral. Eu vreau să vă spun că salut și susțin toate măsurile care le-ați întreprins dumneavoastră pentru a diminua implicarea școlii în procesele politice și îngrădirea copiilor de aceste imixtiuni,
Deci toate ordinele emise de dumneavoastră trebuie respectate totalmente, deci politicul n-are ce căuta în școli. Mai mult ca atât, și astăzi avem un caz ieșit din comun cu performanța, în ghilimele, a unui pedagog din Ocnița, care încalcă în opinia noastră orice cod posibil prin comportament, face politică în școală, nemai vorbind de limbajul care o folosește acest așa numit pedagog. Eu vă rog foarte mult să analizați situațiile respective, să întreprindeți toate măsurile, astfel încât pedagogii să se ocupe de lecții în școli, nu de politică, de politică are cine se ocupa. Mai ales când e vorba de asemenea comportament. Și încă o dată fac apel la toți reprezentanții din domeniu, la cadrele didactice, fiecare avem datoria noastră și locul de muncă, iar politica nu se face nici pe coridoarele guvernului, nici pe în aulile școlare. Sper să fie înțeles mesajul corect. Subiectul numărul 5, domnul ministru al Economiei și Infrastructurii, Serghei Railean, mă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi. Proiectul de lege prevede reglementarea desfășurării investigațiilor evenimentelor în transportul aerian, feroviar și naval. Necesitatea elaborării proiectului rezultă din măsurile care se regăsesc în Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Finalitatea urmărită constă în îmbunătățirea siguranței în transportul aerian, feroviar și naval prin investigarea cauzelor producerii evenimentelor într-un mod obiectiv, imparțial și transparent, evitarea conflictelor de interes între părțile implicate în cazul unui eveniment în transport, elaborarea unor recomandări de siguranță pentru evitarea producerii în viitor a evenimentelor similare. Urmare adoptării legii va fi instituit biroul de investigare, specializat pentru investigarea tehnică a accidentelor în transporturi și emiterea recomandărilor de siguranță în calitate de autoritate administrativă centrală în subordinea guvernului. În acest context, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări pe marginea acestui proiect. Este și acest un proiect de aliniere a cadrului nostru legislativ, normativ, la rigorile europene. Și respectiv este o prioritate și vă rog să aprobăm acest proiect dacă nu sunt obiecții. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 6, vă rog, continuați, domnul ministru. Vă mulțumesc. Stimate domnul prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 1 din legea 1295 privind zona economică liberă Ungheni Business. Proiectul de lege a fost elaborat în temeiul articolului 4 din legea 440 cu privire la zonele economice libere și prevede transmiterea în administrarea zonei economice libere Ungheni Business a două terenuri cu suprafață de 2,1 hectare și 3,76 hectare, amplasate în extravilanul satului Pârliță, în raionul Ungheni, având ca scop extinderea zonei economice libere Ungheni Business. Oportunitatea creierii subzonei economice libere Ungheni Business în localitatea Pârlița, raionul Ungheni, derivă din rezultatele studiului de fizabilitate. Astfel, crearea subzonei va contribui la dezvoltarea în continuare a economiei prin sporirea volumului investițiilor atrase, creșterea numărului de angajați, sporirea volumului producției industriale fabricate, taxelor colectate la buget. Conform celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect. Nu sunt întrebări, vă rog să susținem proiectul respectiv. Aprobat, mulțumesc. Domnul ministru Railean, vă rog foarte mult. Proiectul de lansare a celor 16 platforme industriale, îl țineți, vă rog, la control. ODIM-ul este agenția care implementează acest proiect în colaborare cu autoritățile publice locale. Vă rog să nu admitem tergiversări în implementarea acestui proiect important și așteptat de
regiunile respective, de oameni din regiunile respective. Subiectul numărul 7, continuați, rog, domnul ministru. Mulțumesc. Stimați domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării adendumului numărul 1 la acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, semnat la Chișinău 21 iulie 2017. Scopul adendumului vizează modificarea duratei de implementare operațională a acordului de finanțare, prin extinderea acesteia cu 12 luni și operarea unor modificări de ordin tehnic. Extinderea termenului acordului reiese din necesitatea implementării proiectului, oferirea suportului pentru implementarea politicilor pentru întreprinderilor mici și mijlocii rurale, în valoarea de 2,2 milioane euro, al cărui beneficiar este Organizația pentru dezvoltarea sectorilor întreprinderilor mici și mijlocii și al cărui termen de implementare expiră la 31 ianuarie 2023. Proiectul în cauză a fost lansat la 14 septembrie 2020. Adendumul nu implică costuri suplimentare pentru asigurarea acțiunilor legate de aspectele normative, instituționale și organizatorice și nu va implica angajamente financiare din partea Republicii Moldova. În contextul celor expuse, reșind de importanța implementării cu succes a proiectului, oferirea suportului pentru implementarea politicilor pentru MMI-urile rurale, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Vă rog, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, obiecții, propuneri. Nu sunt, pentru că proiectele le-am discutat preventiv, de aceea rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 8, domnul viceprim-ministru, ministrul al finanțelor, Serghei Pușcuță, vă rog. Estimate domnule prim-ministru, stimați membri Guvernului, se propune spre examinare și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil. Proiectul a fost elaborat în timpul articolului 6, alineatul 1, litera A, din legea numărul 121 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și articolul 8, alineatul 2, din legea numărul 523 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale. Și prevede transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea statului, administrarea serviciului VAMAL, gestiunea biroului VAMAL Sud, în proprietatea orașului Basarabeasca, a construcției administrative cu suprafața de 109,3 metri pătrați din orașul Basarabeasca, strada Școlnea numărul 4. Este de menționat că la propunere serviciului VAMAL de către Consiliul Orășenesc Basarabeasca a fost adoptată decizia numărul 3/17 din 2 iunie 2020 privind acceptul transmiterii imobilului respectiv, care la moment nu este utilizat de către serviciul VAMAL. Adoptarea hotărârii respective va servi ca temei pentru înregistrarea bunului respectiv în Registrul Bunurilor Imobile ca proprietate publică a orașului Basarabeasca. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Continuați, vă rog, domnule viceprim-ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la acordul cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul realizării prevederilor articolul 61 alineată 3 din legea numărul 131 privind achizițiile publice și sub punctul 5.14.1 din planul de acțiuni a Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 636. Prin aplicarea acordului cadru se va asigura dezvoltarea unui sistem eficient de achiziții publice ce va permite autorităților contractante aplicarea instrumentelor specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice, în baza cărora se vor putea atribui contracte subsecvente pentru necesitățile autorităților contractante privind bunurile, serviciile, lucrările care au un caracter repetitiv în perioadă de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord. Aprobarea proiectului va facilita punerea în aplicare a modificărilor la legea numărul 31 privind achizițiile publice, ce se referă la utilizarea achizițiilor electronice și va asigura atât eficiența și calitatea serviciilor, bunurilor și lucrărilor achiziționate, cât și stabilitatea livrărilor acestora.
Totodată, acordul cadru, ca și modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică, este cel mai bun instrument de realizare a achizițiilor publice centralizate sau obligate pentru necesitățile unor grupuri de autorități contractante. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Proiect important ce ține de achizițiile publice în un domeniu destul de complicat și controversat, chiar aș spune. Eu sunt sigur că odată cu implementarea acestui regulament, lucrurile se schimbă spre bine. Vă rog, dacă sunt careva întrebări, dacă nu, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 10, domnul ministru agriculturii, Ion Perge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli. Necesitatea elaborării și promovării proiectului de act normativ pentru aprobarea regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli a fost identificată în procesul de modificare a legii numărul 312 din 2013, privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora, produs prin legea numărul 92 din 2020. Regulamentul propus spre aprobare stabilește scopul și procedura propriu-zisă de recunoaștere, urmată de eliberarea avizului de recunoaștere prin care se asigură îndeplinirea de către persoane juridice a premiselor necesare pentru activitatea acestora în calitate de grupuri de producători agricoli, cu toate consecințele ce decurg. Principalele prevederi ale regulamentului pot fi menționate condițiile de organizare, funcționare și competența Comisiei de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli, procedura propriu-zisă de recunoaștere a grupurilor de producători constituite conform legislației în vigoare, conținutul dosarului de recunoaștere a acestor grupuri și etapele de examinare a acestora, cât și etapele de examinare a planului de recunoaștere și emiterea avizului de recunoaștere a grupului de producători. Implementarea prevederilor proiectului se va efectua din contul alocațiilor prevăzute pentru Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural, în limita aprobată de bugetul de stat pentru anul respectiv. În acest context, rog susținerea proiectului dat. Toate aviziile de la Ministerul de Resort sunt pozitive. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnul ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți. Nu sunt întrebări. Domnul ministru, acest proiect a fost consultat cu, inclusiv cu reprezentanții sectorului? Ce scuze? Da, într-adevăr, domnul prim-ministru, a fost o procedură mai îndelungată, pentru că a fost și legea care a stabilit crearea acestor grupuri de producători anterior și a fost un proces destul de lung cu consultări publice prin asociațiile de profil. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări și obiecții, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 11, continuați, vă rog, domnul ministru. Stimați domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea cerințelor privind dotarea și exploatarea unităților autorizate pentru deținerea, distribuția și eliberarea medicamentelor de uz veterinar. Prezentul act normativ este elaborat în temeiul prevederilor articolului 25 alineatul 4 din legea numărul 119 din 2018 cu privire la medicamente de uz veterinar, articolul 37 alineatul 1 din legea numărul 221 din 2007 privind activitatea sanitar-veterinară și vine într-o executare planului de acțiuni al Guvernului pentru 2020-2023. Acest proiect de act normativ vine să reglementeze condițiile sanitare, veterinare și de organizare, funcționare, dar și dotare și exploatare a depozitelor farmaceutice veterinare, a farmaciilor veterinare și a exploataților profesionale de animale și stabilește atribuțiile ce le revin autorităților competente în vederea asigurării respectării dispozițiilor legale. Prin implementarea prezentului proiect de hotărâre de guvern, cadrul normativ național va fi adus în concordanță cu legislația privind domeniul sanitar-veterinar și siguranța alimentelor de origine animală. Astfel se vor exclude riscurile pentru sănătatea publică și animală cauzate de plasarea pe piață a medicamentelor de uz veterinar neconforme și va garanta în final consumatorului produse alimentare inofensive și de bună calitate. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, și aici, dacă
Sunt întrebări sau este necesar ceva de clarificat suplimentar, vă rog să-mi comunicați. Nu sunt întrebări. În aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 12, domnul ministru al afacerilor interne, Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru inițierea negocierilor asupra proiectului protocolului între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind realizarea acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, întocmit la Chișinău, 6 octombrie 2017. Obiectul de bază al protocolului reprezintă reglementarea juridică a procesului de executare al articolului 9 al acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Ministri al Ucrainei, privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, în ceea ce privește cazurile de identificare într-un punct de trecere a persoanelor în privința cărora există consemn de reținere din partea organelor competente ale statului părții identificatoare. Obiectul protocolului constă în descrierea acțiunilor angajaților ambelor părți în perioada transportării persoanelor reținute. Acest aspect este actual, în special în cazul efectuării controlului în comun în punctele de trecere amplasate pe sectorul central transnistrian al frontierei de stat moldo-ucrainene. Protocolul are caracter tehnic și scopul final al încheierii acesteia reprezintă asigurarea executării consemnelor la frontieră instituite de către poliția de frontieră din oficiu sau la inițiativa altui autorități în temeiul hotărârilor, încheierilor, decizii, ordonanțe, precum și alte acte cu caracter imperativ, prin care se dispune poliției de frontieră luarea măsurilor stabilite de lege. În cadrul realizării protocolului menționat, nu va fi necesară alocarea surselor financiare din bugetul de stat, cheltuielile fiind acoperite din conturi și în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și al Ministerului Afacerilor Interne. În contextul celor menționate, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la proiectul prezentat de domnul ministru Voicu. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul, da? Aprobat, mulțumesc. Continuați, domnul ministru. Colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative care prevede optimizarea procedurii de acordare a dreptului de ședere în scop de muncă lucrătorilor imigranți pentru acoperirea deficitului în forța de muncă cauzată de imigrarea continuă a persoanelor apte de muncă peste hotarele țării. Modificările propuse simplifică procedurile de depunere și examinare a actelor necesare pentru obținerea unui drept de ședere în Republica Moldova pentru străini, inclusiv străinii înalt calificați, asigurând totodată mecanismele necesare de control privind activitatea economică ulterioară a străinilor în Republica Moldova. Propunerile de proiect au fost elaborate în comun cu reprezentanții mediului de afaceri, asociațiilor de investiții, Camerei de Comerț din Republica Moldova, alte entități economice. Principalele modificări sunt schimbarea modului de dovadă a spațiului de locuit a străinilor în Republica Moldova, ajustarea, egalarea modului de calculare a salariului lucrătorilor migranți cu modul de calculare a salariului pentru lucrătorii, pentru salariații autohtoni. De asemenea, la depunerea actelor privind documentarea străinilor va fi prezent nu proiectul, ci copia contractului individual de muncă, tocmit conform prevederilor titlului 3 al Codului Muncii al Republicii Moldova, semnat de angajator și angajat. Propunerile de modificare a articolului 333 și articolului 334 al Codului Contravențional
al Republicii Moldova vine să asigure responsabilitatea sporită a angajatorului pentru străinii angajați la muncă, în special pentru autenticitatea și corectitudinea datelor prezentate pentru documentarea străinilor angajați. Proiectul a parcurs avizele necesare, propunerile fiind luate în calcul și incluse în prezentul proiect. În urma celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, după cum a fost menționat, este un proiect solicitat de mediul de afaceri, discutat și propus spre aprobare în condițiile în care mai multe sectoare economice se confruntă cu deficit de forță de muncă specifică, cu calificare specifică, deci nu este vorba de înlocuirea cetățenilor noștri în acest proces. De aceea este un proiect foarte necesar. Vă rog dacă sunt careva întrebări sau propuneri. Nu sunt. În aceste condiții vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 14, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, solicit permisiunea dumneavoastră să prezint subiectul 14 și 15, pentru că ele sunt legate unul de altul. Deci propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărâri de Guvern elaborat în temeiul articolul 55 alineatul 1 de Regulamentul Parlamentului. Prin hotărârea Guvernului 452 de 1 iulie 2020 a fost aprobat și prezentat Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative care a fost înregistrat sub numărul 300. Respectiv se propune retragerea din Parlament acestui proiect de lege și aprobarea unui nou proiect de lege cu același obiect de reglementare, dar cu excluderea normelor ce țin de scoaterea parțială a Inspectoratului de Stat a Muncii de sub incidența legii 131 privind controlul de stat în activitatea de întreprinzător. Ori legea 131 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător reglementează modul și procedura controlului de stat, inclusiv și controlul de stat care va fi efectuat de către Inspectoratul de Stat a Muncii. Astfel, scopul urmărit prin înaintarea unui nou proiect de lege constă în restabilirea Inspectoratului de Stat a Muncii, funcției de control în domeniul securității și sănătății muncii și în domeniul raporturilor de muncă, asigurând integritatea funcțională acestuia în conformitate cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii, care sunt ratificate de către Republica Moldova. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări pe marginea proiectelor prezentate. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectele. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 16, domnul director Agenției Proprietății Publice, Ghenadi Țepurdie, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. Proiectul respectiv a fost elaborat de Agenția Proprietății Publice în temeiul articolului 6 alineatul 1 din legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și în contextul solicitării Serviciului de Protecție și Pază de Stat din 6 martie 2020 privind inițierea procedurii de transmitere în gestiunea serviciului a blocului administrativ și construcțiile accesorii amplasate pe terenul din municipiul Chișinău, strada Corina Pușkin, 19/1. Prin proiectul dat se propune transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor imobile proprietate de stat și infrastructura tehnico-editară amplasate în municipiul Chișinău, strada Corina Pușkin, 19/1, din gestiunea economică a întreprinderii de stat, Direcția pentru exploatarea imobilului, în gestiunea Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Bunurile imobile propuse spre a fi transmise sunt necesare pentru asigurarea activității calitative Serviciului de Protecție și Pază de Stat, ținând cont de majorarea statului de personal și apariția necesității de asigurare cu spațiu de serviciu. În contextul celor expuse, solicit respectuos aprobarea proiectului hotărârii de Guvern. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domn director, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu avem întrebări, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Domn director, continuați, vă rog, subiectul numărul 17. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unui bun imobil. Proiectul hotărârii Guvernului
cu privire la transmiterea unui bun imobil este elaborat în temeiul articolului 6, 14 din legea privind administrarea și detatizarea proprietății publice, articolul 8 din legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrative teritoriale și are drept scop transmiterea blocului locativ Cămin, proprietate de stat, din gestiunea economică a societății pe acțiuni Parcul de autobuze din Bălți, în proprietatea unității administrative teritoriale Bălți, în baza acordului Consiliului Municipal Bălți, exprimat prin decizia din 19 decembrie 2019, la solicitarea locatarilor blocului locativ respectiv. Căminul amplasat în orașul Bălți, strada Boris Glavan, numărul 6A, a fost construit în anul 1970, fiind gestionat de întreprindere de stat Coloana Auto numărul 28 din orașul Bălți. Ulterior, în procesul privatizării, în masă, întreprinderea a fost reorganizată în societate pe acțiuni, iar căminul a fost transmis societății cu drept de gestiune. Ținând cont de faptul că, în conformitate cu legea numărul 1324 din 1993, de competența autorităților administrației publice locale ale unităților administrative teritoriale ține asigurarea exploatării eficiente a fondului locativ din teritoriu și controlul asupra constituirii și funcționării asociațiilor de locatari ai apartamentelor privatizate, precum de decizia Consiliului Municipal Bălți, se propune transmiterea căminului din proprietatea statului în proprietatea publică a municipiului Bălți. Proiectul hotărârii de guvern a fost avizat de către instituțiile și autoritățile de resort. Din motivele expuse, solicităm susținerea prezentului proiect. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domn director, stimați colegi. Proiect de transmitere a unui bun imobil. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Domn director Țepordei, mai mulți jurnaliști ne întreabă, cel mai recent doamna Mariana Rață de la TV8, despre procesul de privatizare. Noi am anunțat mai multe active interesante spre vânzare. Dacă puteți să ne prezentați o informație succintă, cum merge procesul, aici și metal feroz și alte active renumite. Succint, vă rog. Da, prezint informația. Domnul prim-ministru, vă aduc la cunoștință că este declanșat procesul de privatizare. Astfel, săptămâna trecută au avut loc comisiile de privatizare, prin care s-a decis expunerea la vânzare a mai multor bunuri proprietate de stat, inclusiv și întreprinderile. Întreprinderile care au forma juridică, organizatorico-juridică, societăți pe acțiuni, sunt expuse la vânzare la bursa de valori, prin intermediul bursei de valori, inclusiv și metal ferosă, la fel, este expusă spre vânzare prin intermediul bursei. O altă parte de bunuri, care sunt terenuri, bunuri imobile, sunt expuse spre vânzare la licitație cu strigare. Astfel, vinerea aceasta, pe data de 25 septembrie, va fi publicat în monitor oficial avizul privind expunerea la licitație, care este termen până pe data de 20 octombrie de a depune ofertelor doritorii de a participa la licitație, iar pe data de 21 octombrie va fi licitația propriu-zisă. Toți doritorii pot să depună dosarele, să vină să fac cunoștință cu toate dosarele de privatizare și respectiv să participe la procedura de înstrăinare. Asta este informația succintă. Mulțumesc, domn director. Metal feroz l-ați vândut sau încă nu? Metal feroz anul acesta a fost expus odată spre vânzare la bursa de valori. Nu a fost niciun pretendent, cumpărător, care ar fi interesat de procurarea metal feroz. La moment, iarăși repetat, se expune spre vânzare la bursa de valori. Faceți mai multă publicitate, vă rog, și mediatizați informația, inclusiv cu comercializarea unor terenuri foarte valoroase din Chișinău. După cum ați spus, licitație, cine plătește bani vii mai mult, acel îl ia. Deci răspândiți această informație și prin presă, jurnaliștilor interesați, astfel încât activele respective să fie vândute la cel mai mare preț și foarte, foarte transparent. Mulțumesc. Subiectul numărul 18, domnul Vladislav Cotici, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea punctului 3, litera A, din hotărârea Guvernului numărul 1210 din 5 decembrie 2018 cu privire la aprobarea statutului instituției publice Laboratorul Central de Testare a Băuturilor Alcoolice, Nealcoolice și a Produselor Conservate.
Proiectul prezentei hotărâri a fost elaborat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și avizat de către toate instituțiile implicate. Prezentul proiect prevede și stabilește expres modul de menținere a depozitelor bancare la termen deschise de întreprindere de stat, Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice, anterior reorganizării acestuia prin fuziune cu instituția publică menționată pentru acumularea mijloacelor financiare într-o majorare a venitului instituției publice și neadmiterea pierderii unor venituri suplimentare în cazul închiderii anticipate a acestor conturi bancare de depozit și transferării mijloacelor financiare respective în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. Ulterior, mijloacele financiare aferente acestor depozite vor fi transferate în contul trezorerial. Implementarea prezentei hotărâri nu implică cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Concomitent, în conformitate cu procedurile stabilite, a fost asigurată avizarea proiectului cu autoritățile competente. Vreau să vă informez că este vorba despre 19 conturi bancare, în sumă totală de 9.700.000 de lei, deschise în anul 2019 la o bancă comercială. Menținerea acestor conturi bancare este pe 2 ani de zile și este scadent ultimul la 19 octombrie 2021, și asta ne va permite acumulări la suplimentare în valoare totală de circa 1.100.000 de lei. Reieșind din cele expuse, vă rog să susțineți acest proiect. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și eu, domn director. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt întrebări. Continuă consolidarea mijloacelor finanțelor publice în contul cu trezorerial unic. De aceea doar salutăm așa proiect. Vă rog să aprobăm. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 19, domnul secretar de stat Dorin Lișman, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, vă prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la modificarea hotărârii guvernului numărul 1006 din 2008 privind aprobarea modelului legitimației și insignii ale personalului organelor de probațiune. Prezentul proiect a fost elaborat de către Ministerul Justiției cu participarea Inspectoratului Național de Probațiune. Prin proiectul hotărârii guvernului se propune modificarea hotărârii guvernului numărul 1006 din 2008 privind aprobarea modelului legitimației și insignii ale personalului organelor de probațiune, fiind schimbat modelul legitimației și insignii. Implementarea proiectului nu va presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat, fiind acoperite din serviciile prestate contraplată de către Inspectoratul Național de Probațiune. Proiectul respectiv nu necesită modificarea altor acte normative. Rog susținere. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc, vă rog continuați, domnul secretar de stat. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, vă prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre a guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Deci guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 221 din 4 iunie 2020 de către domnul Igor Munteanu, deputat în Parlament, și comunicăm următoarele. Potrivit notei informative, prevederile proiectului sunt orientate spre eliminarea deficienților și incoerenților normative în vederea depășirii problemelor legate de responsabilizarea conducerii entităților auditate, asigurarea continuității și transparenței activității curții de conturi. Scopul amendamentelor propuse prin acest proiect legislativ este de a duce în cele din urmă la instituirea unor mecanisme funcționale de răspundere managerială superioară celor existente pentru buna guvernare și sporirea impactului rapoartelor de audit cu efecte reale asupra administrării resurselor financiare publice și utilizării patrimoniului public. În acest sens, proiectul prevede operarea unor modificări în mai multe acte normative. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetare fiscale numărul 181 din 2014, legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, legea numărul 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statut funcționarul public, legea 260 din 2017 privind organizarea și funcționarea curții de conturi a Republicii Moldova, legea numărul 36 din 2017 cu privire la guvern, legea numărul 436 din 2006 privind administrația publică locală, legea numărul 80
în 2010 privire la statutul personalului din Cabinetul Persoanelor cu funcții de unitate publică și Codul de Proceduri Penal a Republicii Moldova, numărul 122 din 2003. Din raționamentele expuse, am anunțit în notă informativă, nu susținem proiectul de lege înaintat de deputatul Igor Muntean. Proiectul necesită fi revizuit conceptual în vederea corespunderii acestuia cu legislația în vigoare, iar la definitivarea acestuia urmează a se ține cont de regulile de tehnică legislativă care rezultă din legea numărul 100 din 2006 cu privire la actul normativ. Rugăm susținerea. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat, stimați colegi. Sunt prezentate sau au fost prezentate argumentele care întemeiază avizul negativ asupra acestei inițiative legislative. Dacă sunt careva întrebări sau obiecții, vă rog. Nu sunt în asemenea condiții, vă rog să susținem acest aviz. Aprobat, mulțumesc. Continuați, vă rog, domnule secretar de stat. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, vă prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre a guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 332 din 16 iulie 2020 de către un grup de deputați în Parlament și comunică următoare. Potrivit notei informative și sub aspectul intenției de reglementare, autorii proiectului susțin că acesta a fost elaborat în scopul ajustării cadrului normativ în vigoare la principiile de claritate și prezibilitate ale normei penale și al asigurării protecției eficiente a medicilor și a lucrătorilor medicali. Raționamentele expuse de inițiatorii proiectului în nota reflectă motivul emiterii actului normativ și cerințele care au impus intervenția normativă. În ordinea în care propunerile respective de modificare ale Codului Penal Republicii Moldova anterior au fost înaintate și examinate în anul 2017, Ministerul Justiției în comun cu alte autorități competente a compilat într-un proiect mai mult propuneri de modificare a Codului Penal. Astfel, la promovare proiectului în anul 2018 s-a considerat că aceste norme ar constitui o dublare a altor prevederi din legi speciale. Totodată s-a considerat inoportună instituirea unei agravante la huliganism împotriva medicului sau lucrător medical aflat în exercițiul funcțiunii, însă există mai multe categorii de subiecți, inclusiv publici, care în virtutea activităților contractează cu diferiți beneficiari, de exemplu profesori, asistenți sociali. Așadar, relevăm că proiectul în cauză nu corespunde regulilor de tehnică legislativă statuate în legea numărul 100 din 2017 cu privire la actele normative. Rugăm susținere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Richman, stimați colegi. Dacă nu sunt întrebări sau obiecții, vă rog să susținem și acest aviz la inițiativă dată. Aprobat, mulțumesc. Stimați colegi, după cum cunoașteți, domnul ministru al Justiției, Fadei Nagacevski, a trebuit să zboare de urgență la Strasburg. Este consecința deciziei de ieri a Curții Constituționale. Decizie pe care, după cum trebuie și după cum ne stă bine, nu trebuie să o comentăm, deși o înțelegem foarte bine, este proiectul de modificare a Constituției Republicii Moldova, care are ca obiectiv reforma veridică a sistemului justiției. După ce am obținut avizul pozitiv de la Consiliul Europei, Comisia de la Veneția, de la Partenerii de Dezvoltare Uniunea Europeană, Statele Unite, după ce acest proiect, încă o dată remarc, aprobat și susținut de partenerii externi, a fost inclus inclusiv în unele acorduri de finanțare a Republicii Moldova, ne-am pomenit în situația când nu poate fi promovat mai departe așa cum este agreat cu partenerii străini, cu Comisia de la Veneția. Ministrul Nagacevski se află acum la Strasburg pentru a discuta situația, pentru a identifica o soluție cum să continuăm cu reforma justiției, atât de mult solicitată, dar de fiecare dată blocată de unii. Sper că revine în 2-3 zile domnul Nagacevski cu soluții de acolo, astfel încât Republica Moldova să lanseze această reformă a justiției, în primul rând, prin modificarea Constituției, care, apropo, unul din articolele contestate sau neaprobate este
limitarea imixtiunii politicului în justiție, inclusiv unele atribuții ale președintelui, nu știu de ce curtea nu susține asemenea propuneri, deși comisia la Veneția le susține. Încă o dată spun, nu comentăm deciziile Curții Constituționale, doar vreau să vă spun că unele decizii acestei curți anul acesta ne costă bugetul deja mai mult de 6 miliarde de lei. Sper că vom găsi o soluție și vom debloca situația. Așteptăm domnul ministru să revină cu vești bune de la Strasburg. Subiectul numărul 22, domnul ministru Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenția dumneavoastră proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea avizului unic la proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la măsurile anticriză pentru sectorul agricol în contextul condițiilor climaterice severe, dar și a pandemiei COVID-19, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament. Scopul intervenției legislative prevede declararea stării excepționale în sectorul agricol din Republica Moldova, inclusiv stabilește obligația Guvernului de a întreprinde anul 2020 a unui șir de măsuri în acest context. În procesul de examinare a proiectului respectiv, precum și în temeiul argumentărilor ministerilor menționate, oportunitatea promovării inițiativei legislative înaintate spre consultare urmează a fi revizuită de autori prin prisma măsurilor deja instituite de către Guvern, în vederea susținerii sectorului agricol în condițiile actuale de criză, precum și a propunerilor stipulate în prezentul aviz. De aceea, inițiativa legislativă nu poate fi susținută în redacția propusă. Din următoarele motive, referitor la articolul 1 din proiect privind declararea stării excepționale în sectorul agricol, relevăm că legea numărul 212 din 2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, nu consacră termenul de stare excepțională, ci de stare de urgență, care, conform articolului 1, reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social și de menținere a ordinii publice, care se instituie provizoriu unele localități sau pe întreg teritoriul țării, în cazul prevăzut de legea citată. Referitor la articolul 2, norma propusă privind instituirea prin intermediul unei hotărâri a Parlamentului a unor sarcini spre executare de către Guvern, necesită fi examinată în mod conceptual prin prisma stipulărilor articolului 12 din legea numărul 100 din 2017, privire la acte normative ce reglementează domeniul de intervenție normativă prin hotărârea Parlamentului. Totodată e de menționat că parcursul anului, în vederea susținerii producătorilor agricoli care au suportat pierderi de pe urma calamităților naturale, prin mai multe acte normative stipulate în avizul unic, inclusiv legea numărul 131, hotărârea Guvernului sau hotărârea Guvernului 531, 582, 633, deja au fost alocate mijloace financiare în acest scop. Mai mult decât atât. Norma informativă anexată la proiect reflectă numai costul măsurilor propuse fără stipularea sursei de finanțare. Ori, potrivit prevederilor articolului 17 din legea 181-2014, parcursul anului bugetar în curs nu pot fi puse în aplicare decizii care conduc la reducerea veniturilor sau majorarea cheltuielilor bugetare dacă impactul financiar al acestora nu este prevăzut în buget. Astfel, majorarea semnificativă a cheltuielilor ca urmare a implementării măsurilor propuse, fără existența surselor de acoperire, creează riscuri iminente de destabilizare a sistemului finanțelor publice și respectiv a sistemului financiar al țării. În contextul celor expuse, rog susținerea și aprobarea avizului unic al Guvernului. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, domnul ministru, stimați colegi. Vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt. Grija mare de agricultori provoacă populism cronic, dar nu avem ce face. Trebuie să pierdem timp, să examinăm toate acestea și respectiv să dăm aviz negativ în cazul de față. Vă rog să aprobăm. Aprobat, mulțumesc. Domnul ministru Pierjun, în condițiile finalizării etapei, la 18 septembrie, etapei de recepționare a solicitărilor pentru compensare parțială a pierderilor pentru prima grupă de cereale. Vă rog informația câți agricultori au aplicat, cum decurge procesul de achitare a celor 300 de milioane de lei. Da, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, într-adevăr, data de 18 septembrie a fost ultima zi de recepționare a dosarelor. Au fost recepționate 1626 de dosare. În prezent se mai prelucrează în jur de 150, pentru că în fiecare zi numărul acestora scade. Mai avem nevoie practic de o săptămână pentru a prelucra toate dosarele
au fost achitate până în prezent peste 260 de milioane de lei. Practic, într-o săptămână acoperim toate dosarele care au fost înaintate, mai rămân câteva zeci de dosare unde, într-adevăr, au fost unele greșeli tehnice la nivel de consilii, dar acestea în regim de urgență vor fi aprobate și acestea. Probleme nu vor fi. Deci, din acele 300 de milioane de lei alocate, în jur de 260 au fost debursate deja, da? Deja, da. Da. Deci a venit la momentul când agricultorii ar trebui să înceapă, dacă nu se continuă, lucrările de toamnă. Avem informații cum merge procesul, domnul ministru, și aici avem iarăși impactul secetii, dar care este situația? S-au pornit lucrările, nu aratul, semănatul? Domnul prim-ministru, în multe localități lucrările decurg, dar avem prevăzute ploi la sfârșitul acestei săptămâni, practic pe întregul teritoriul țării, de aceea lucrările vor demara mai intens după precipitațiile care se așteaptă. Au fost semănături de rapid, să așteptăm unele date din teritoriu, practic culturile de prima grupă, cerealierile de toamnă, grâul, orzul, avem perioada de octombrie care se permite de înfăptuit aceste lucrări, în dependență de condițiile climaterice, chiar și până la sfârșitul lui octombrie. Este situația cu materialul semincer, cu semințele, grâu, orz, cereale de primă grupă? Cu materialul semincer suntem asigurați, după cum am menționat, în cea mai mare parte, peste 80% din materialul semincer de pe intern, în jur de 15-20% este materialul semincer de import. Dar de la an la an diferă care este cantitatea și cota pe intern și de export, de import, cer scuze, deja verificăm după. În rest, toate condițiile sunt asigurate la moment. Totodată vreau să vă comunic că este în plin proces recoltarea florii soarelui și a porumbului. Ținem informații ce suprafețe vor fi semănate cu grâu de toamnă în comparație cu anul trecut. 400.000 am avut anul trecut, ce avem anul ăsta planificat. Domn prim-ministru, planificarea este cam la aceeași. Ne orientăm cam la aceeași suprafață, dar doar după finalizarea campaniei de toamnă, vă putem spune. La moment, nimic. Mulțumesc. Vă întreb și de anul acesta. Recolta, floarea soarelui, am spus, sunt fructele în linii mari. Avem informații dacă nu sunt blocaje la export, la comercializare, la depunere, la păstrare, care este situația? Nu avem probleme. În prezent, dacă este vorba de culturile horticole, fructele chiar se exportă la un preț destul de bun, chiar și fără a fi depozitate. În prezent, da, cu frigidere, în special cu atmosferă controlată, suntem asigurați nu pe deplin, practic la 30% din volumul de fructe pe care am putea noi ca să-l colectăm. Dar o bună parte din fructe sunt exportate chiar din câmp, la un preț destul de bun la moment. Cu toate celelalte produse, probleme nu sunt. După cum am menționat, cer scuze domn prim-ministru, încă o dată vreau să reiterez faptul că securitatea alimentară a țării este asigurată. Ultimele date ne referă că da, avem sub 600, în jur de 600.000 de tone de grâu de toamnă, la fel și porumbul va fi peste 800.000 de tone. Floarea soarelui este în jur de 400-420.000 de tone. Așa sunt datele preliminare, dar vedem după ce finalizăm recoltarea. Mulțumesc, domnul ministru. Deci 260 de milioane din acele 300 au fost debursate. Zilele astea a fost publicată și acea lege cu măsurile adiționale de suport agricultorilor. Și aici vreau să rog atât Ministerul Agriculturii, cât în special Ministerul Finanțelor să acorde tot suportul pentru ca agricultorii să poată beneficia de aceste măsuri, inclusiv subvenționarea TVA, tot ce ține de impozitul funciar și tot așa mai departe. Deci o să rog pe domnul viceprim-ministru Pușcuța să prezinte o informație și totodată să prezinte subiectul numărul 23, dacă se poate.
Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, chiar astăzi am avut încă o dată o ședință la subiectul respectiv cu susținerea sectorului agricol, dar și punerea în aplicare a prevederilor legii privind susținerea sectorului agricol și modificarea, unele modificări țin de salarizarea în cadrelor didactice din sectorul de educație. Deci astăzi, încă o dată, s-a efectuat instruirea colaboratorilor din Serviciul Fiscal de Stat pentru a putea aplica mai operativ și mai corect și mai transparent prevederile legii, deoarece totuși sunt niște prevederi noi pentru funcționarea angajați în Serviciul Fiscal de Stat. Instruirea a fost petrecută cu succes. Serviciul Fiscal de Stat este gata să primească cererile respective. Astăzi, în monitorul oficial, a fost publicat, de rând cu legea, au fost publicate și regulamentele necesare, inclusiv ordinele Ministerului Finanțelor la acest subiect, prin care se aprobă modalitatea și formele necesare pentru completare, pentru a obține această subvenție. Deci, mecanismul este lucrativ și este lansat. Suntem în așteptarea cererilor care urmează să fie depuse de către contribuabili din sectorul agricol care au fost afectați de acele calamități din primăvară, vara anului curent, și suntem gata de a procesa aceste cereri în termenul stabilit. Conform legii, amintesc că aceste cereri, în baza acestei legi, vor fi procesate nu în 25, dar în 15 zile. Deci termenul a fost scurtat. Mai mult ca atât, reamintesc că din momentul ce se depune cererea de subvenționare din contul rambursării TVA, deja penalitățile aferente contribuțiilor sociale, medicale, impozitul funciar și impozitul pe venit, care sunt pasibile compensării din această subvenție din contul rambursării TVA, aceste penalități nu se mai calculează până în momentul executării cererii corespunzătoare. Deci, odată cu publicarea acestei legi, amintesc că agenții economici care au avut de păgubit în urma calamităților naturale din primăvară-vară anului 2020, și mă refer la acei agenți economici a căror suprafețe au fost afectate de calamități în proporții mai mari de 50% și suprafața terenurilor afectate este nu mai mică de 70% din totalul suprafețelor, deci acești agenți economici beneficiază de tratament special, ce ei se bucură de rambursarea taxe pe valoare adăugată în contul impozitelor salariale calculate, deci este suficient să fie depusă declarația de calculare a acestor impozite, nu este obligatorie deja achitare. Doi, acești agenți economici beneficiază de posibilitatea rambursării TVA în contul achitării obligațiilor fiscale la impozitul funciar calculat, deci nu este obligatoriu să fie achitat acest impozit funciar, doar se depune declarație și ulterior, imediat se subvenționează această sumă. Apropo, menționez că această subvenționare se efectuează nu prin compensări reciproce între bugete, dar se efectuează prin transferul de bani vii la contul agentului economic corespunzător. Următoarea modificare care vizează sectorul agricol prin publicarea acestei legi este că agenții economici care au suferit pe urma acestor calamități pot beneficia prin depunerea cererilor la Serviciul Fiscal de Stat de subvenționarea dobânzilor la creditele, creditele bancare și nebancare contractate nu doar după 1 mai 2020, dar și pe creditele contractate anterior acestei date. Și suplimentar, menționez că odată cu publicarea acestei legi, intră în vigoare moratoriu la controalele fiscale pentru acești agenți economici până la data de 31 decembrie 2020. Dacă îmi permiteți, la prezentarea proiectului numărul 23. Concretizare, domnule viceprim-ministru, mersi mult. Încă o dată, fiindcă termenul de plată a impozitului funciar 30 septembrie, înțelegem că dacă solicitarea este plasată de către agenții economici până atunci, deja penalitățile nu se calculează în cazul când, ca să fie clar pentru toți. Domnul prim-ministru, confirm, nu se calculează în acest caz penalitățile. Trebuie să fie depusă cererea. Tot suportul pentru agricultori ca până la 30 să poată toți depune aceste solicitări și să evităm unele probleme. Vă mulțumesc, vă rog subiectul numărul 23, domnul viceprim-ministru.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea vizului la proiectul de lege pentru modificare și completare unor acte legislative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 237 de către un deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Prin proiectul de lege se propun amendamente la codul fiscal și legea numărul 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informații, referitoare la acceptarea informației privind cuantumul contribuțiilor fiscale de la informații atribuite la secretul fiscal, precum și atribuirea informației privind cuantumul contribuțiilor fiscale sub incidența obiectului de reglementare a legii privind accesul la informații în vederea asigurării accesului la acest tip de informații. Acest proiect de lege se propune a nu fi susținut din următoarele considerente. Prevederile codului fiscal nu operează cu noțiunea de contribuție fiscală. 2. Considerăm că la examinarea posibilității de modificare a cadrului normativ urma să se țină cont și de prevederile legii numărul 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Or, luând în considerație că informația privind cuantumul impozitelor achitate de o persoană fizică face parte din categoria datelor cu caracter personal, prelucrarea acestora în lipsa unui temei legal raportat la anumite garanții juridice ar presupune încălcarea principiului de protecție a datelor cu caracter personal. 3. Considerăm că prezentarea oricărei persoane terțe a informației despre taxele și impozitele achitate de o persoană juridică poate fi folosită pentru calcularea indicatorilor economice, utilizarea în realizarea acțiunilor de concurență neloială. Or, articolul 14 din legea concurenței numărul 183 din 11 iulie 2012 statuiază că se interzice întreprinderilor să realizeze acțiuni de concurență neloială. Rog susținerea vizului negativ. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, argumente suficiente și concludente pentru a da aviz negativ la o asemenea inițiativă. Dacă aveți altă opinie sau întrebări, vă rog, stimați colegi. Dacă nu sunt, vă rog să aprobăm avizul. Aprobat, mulțumesc. Continuați, rog, domnul Șcuță. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea vizului la proiectul de lege pentru modificarea codului fiscal înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 277 de către un deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul prevede implementarea procedurii taxării inverse pentru livrare de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe și sfeclă de zahăr, potrivit cărei beneficiarul devine persoană obligată să achite taxa pe valoare adăugată la buget pentru achiziția bunurilor respective pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit autorului, scopul proiectului este contracararea evaziunii fiscale, susținerea agenților economici de bună credință, asigurarea echității subiecților impozabile. Proiectul de lege propus a fost supus discuției pe platforma Ministerului Finanțelor în cadrul ședinței grupului de lucru responsabil de implicațiile taxei pe valoare adăugată în agricultură, care a avut loc pe parcursul verii anului curent. Astfel s-au constatat următoarele momente importante. Abordarea propusă este una complexă care implică necesitatea realizării unor analize comprehensive de comun cu toate părțile interesate. Această abordare poate genera consecințe negative asupra lichidităților agenților economici producători, majorându-se trecerile în cont aferente TVA ale acestora. Totodată pot fi generate consecințe negative și asupra veniturilor acumulate la bugetul public național din taxa pe valoare adăugată, în contextul în care plata taxei respective este amânată. Din aceste considerente, implementarea mecanismului propus rămâne a fi o prerogativă pe termen mediu și este judicioasă doar după soluționarea în mod treptat a constrângerii actuale ce vizează diminuarea sumei taxei pe valoare adăugată acumulate în cont la producătorii agricoli. În acest sens, la etapa actuală, promovarea proiectului nu se susține. Rog susținerea vizului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt alte opinii sau întrebări. Nu sunt, susținem opinia Ministerului Finanțelor, aviz negativ. Aprobat, mulțumesc. Următorul subiect, domnul Pușcuță, continuați, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, acest proiect de aviz la inițiativa legislativă corespunzătoare este în legătură cu avizul prezentat anterior.
Astfel, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea vizului la proiectul de lege pentru modificarea codului fiscal înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 356 de către un deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul nominalizat în conformitate cu nota informativă este în concordanță cu inițiativa legislativă numărul 277 prezentată anterior și prevede extinderea mecanismului existent de restituire a taxei pe valoare adăugată pentru subiecții impozabili cu TVA, ce efectuează livrări de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe și sfeclă de zahăr. Potrivit autorului, scopul proiectului este stimularea dezvoltării sectorului agricol, diminuarea evaziunii fiscale și susținerea creșterii economice în general. Ținând cont de concluziile și argumentările aferinte inițiativei legislative numărul 277, reiterăm că oportunitatea implementării mecanismului taxării inverse cu taxa pe valoare adăugată la livrarea produselor agricole reprezintă o prerogativă pe termen mediu care necesită a fi însoțită de analize și concluzii pertinente. La aceasta reiterez despre măsurile promovate recent de guvern și adoptate de Parlament ce au drept scop susținerea producătorilor agricoli prin implementarea mecanismului de rambursare a taxei pe valoare adăugată în condiții facilitare. În acest sens, la etapa actuală, promovarea proiectului nu se susține. Rog, acceptarea vizei. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, rog aprobarea acestei vizi. Aprobat, mulțumesc. Domnule viceprim-ministru, subiectul numărul 26, continuați, rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiecte de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea vizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 16 din legea numărul 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 359 de către un deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea articolului 16 din legea 270 privind sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar cu un aliniat nou, prin care se propune ca, în cazul conducătorilor și a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic, sporul de performanță să se stabilească în conform metodologiei de evaluare aprobate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În condițiile actuale, potrivit articolul 16 aliniatul 5 din legea numărul 270, modul de stabilire a sporului de performanță se aprobă de guvern. Astfel, pentru executarea și punerea în aplicare articolul 16 aliniatul 5 din legea numărul 270, prin hotărârea guvernului numărul 1231 din 2018, a fost aprobat regulamentul cadru cu privire la modul de stabilire a sporului de performanță personalului din unitățile bugetare, care stabilește cadrul general de organizare și evaluare a performanțelor profesionale individuale, inclusiv în instituțiile de învățământ. Totodată, Guvernul va reveni la propunerile formulate inițiativă legislativă în cadrul unei ulterioare modificări a regulamentului cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalul din unitățile bugetare, stabilind anumite criterii metodologice și drepturi ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în privința evaluării performanței în cazul cadrelor didactice și manageriale din învățământ. Rog susținerea vizului. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări sau opinii diferite față de cele prezentate domnul viceprim-ministru. Dacă nu sunt, vă rog să aprobăm și acest proiect. Vă mulțumesc. Domnul viceprim-ministru, s-a pomenit deja despre finanțarea în termeni rapizi a celor 260 de milioane de lei pentru agricultori. Suntem în ultima săptămână a lunii septembrie, respectiv în prima săptămână din luna octombrie avem mai multe cheltuieli de efectuat. Dacă e posibil o scurtă informație, ce avem de cheltuit în luna octombrie, primele 10 zile, probabil că sunt cele mai mari cheltuieli până acum, și dacă avem bani suficienți pentru aceasta. Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, într-adevăr, începutul lunii octombrie o să fie marcat de o presiune majoră asupra cheltuielilor bugetului de stat și în acest sens Ministerul Finanțelor deja întreprinde un set de acțiuni venite să consolideze sustenabilitatea financiară a bugetului în această perioadă cu cheltuieli majore. Deci pentru prima săptămâni din luna octombrie se preconizează a fi finanțate integral acele indemnizații, în mărimi indemnizații unice,
în mărime de 900 de lei pentru persoanele pensionare, dar și beneficiari de prestații sociale în sumă de până la 3.000 de lei lunar. Și în acest scop se preconizează a fi rezervate și finanțate cheltuieli în sumă de până la 600 de milioane lei. Totodată va fi necesar să fie efectuate transferuri deja ordinare în adresa bugetului asigurării sociale de stat pentru a asigura finanțare ritmică în termen și deplină a tuturor prestațiilor sociale și pensiilor aferente lunii octombrie, deja ținând cont și de acea indexare care a avut loc. Suplimentar, în prima săptămână a lunii octombrie, este și un termen de plată a obligației bugetului de stat față de Banca Națională a Republicii Moldova, o parte din acea obligație care devine bugetului de stat, drept urmare a fraudei bancare care a avut loc pe parcursul anului 2014 și respectiv din bugetul de stat către Banca Națională vor fi direcționate circa 680 milioane lei. Suplimentar la aceste cheltuieli, ca și tradițional, în prima săptămână a lunii, din bugetul de stat se fac plățile salariale pentru sectorul bugetar și în aceste scopuri preconizăm doar în prima săptămână să fie consumate circa 400 milioane lei. Deci observăm că este o povară foarte considerabilă asupra cheltuielor bugetului de stat, dar acum, mă repet, întreprindem toate acțiunile ca să fim pregătiți să facem față acestor cheltuieli și sunt sigur că vor fi achitate ritmic, în termen și integral. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, după cum am înțeles, în prima săptămână a lunii octombrie este necesar de mai mult de 2 miliarde de lei de achitat din bugetul de stat pentru plățile respective, salarii, pensii, acel suport unic bănesc, facturile pentru drumuri care vin acum, dar și aproape 700 de milioane de lei care statul trebuie să le achite băncii naționale pentru frauda bancară din 2014. Mulți autori ai căruia se află în Parlament și acum. Trebuie să plătim, din păcate, pentru aceasta. Domnule viceprim-ministru, știu că o să asigurați aceste plăți și vă mulțumesc pentru eforturile care le întreprindeți. Stimați colegi, subiectul numărul 27, un proiect de asemenea foarte important, doamna secretar generală a Guvernului, Liliana Iaconi, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice MPAY. Proiectul în cauză vine să ajusteze cadrul normativ ce ține de activitatea serviciului MPAY cu norme care să asigure modernizarea serviciului, creșterea nivelului de utilizare și accesarea acestui serviciu, delimitarea drepturilor și obligațiilor subiecților, precum și descrie întregul concept de funcționare a acestui serviciu. Prin acest proiect se propune aprobarea conceptului serviciului guvernamental de plăți electronice. De asemenea, proiectul prevede aprobarea regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de plăți electronice MPAY. Printre elementele noi ale proiectului putem evidenția noua structură a acestui serviciu, divizată pe componenta de încasare a plăților, dar și pe cea de distribuire a plăților. În vederea asigurării implementării componentei noi, și anume de distribuirea plăților, proiectul prevede și aprobarea proiectului regulamentului privind registrul electronic de conturi personale. Registru care va reglementa procedura de înregistrare a informațiilor cu privire la plățile datorate și achitate către și de către persoane fizice și persoane juridice, precum și alte mențiuni referitoare la înregistrarea mijloacelor financiare în conturile cuprinse de acest registru. De asemenea, proiectul hotărârii prevede aprobarea listei autorităților și instituțiilor publice prioritare pentru înregistrarea și pentru integrarea cu serviciul MPAY, în vederea asigurării disponibilității serviciilor de importanță majoră pentru cetățeni prin intermediul serviciului. Implementarea proiectului nu implică alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat. Toate modificările sunt prevăzute în bugetul Agenției de Guvernare Electronică.
Proiectul a fost supus procedurii de avizare și de expertizare în conformitate cu cerințele cadrului normativ. În contextul celor expuse, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna secretar general. Vă rog, stimați colegi, dacă sunt întrebări. Este un proiect care va, implementarea căruia va antrena instituțiile statului, cetățenii, agenții economici și are ca obiectiv simplificarea procedurilor de plăți, de achitări, utilizarea la maximum a tehnologiilor IT, eliminarea factorului uman și tot așa mai departe. Este implementat în contextul proiectului modernizarea serviciilor publice pe care îl implementăm cu suportul Băncii Mondiale. Și dacă nu aveți întrebări sau obiecții, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor instituțiilor care au fost antrenate în procesul de elaborare acestui proiect și în special, bineînțeles, agenției EGOV. Dar de la aprobare până la implementare mai este mult. Ne-am propus de la 1 ianuarie 2021 să implementăm. Deci, vă rog, în această perioadă, toată activitatea și efortul pentru a ne încadra în acest termen. Subiectul numărul 28. Domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene, Oleg Țiulă, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiect hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 959 din 2018 cu privire la aprobarea nomenclatorului funcțiilor și coeficientului de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituției serviciu diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivilor de personal ale acestuia. Cer scuze pentru denumirea lungă. Prin acest proiect, Ministerul Afacerilor Externe propune crearea Consulatelor Generale Republicii Moldova în Nice, Franța și Barcelona, Spania, cu un efectiv de personal format fiecare din două persoane. Acest proiect de hotărâre are la bază necesitatea consolidării mecanismului de protejare a drepturilor și intereselor cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării, aceste două state. Ele vin ca modificări să asigură realizarea programului de activitate a Guvernului în partea ce ține de extinderea rețelei consulare și asigurarea accesului diasporii la servicii consulare de calitate și de o manieră rapidă. Deci, în acest sens, se propune 1. Schimbarea statutului oficiu consular al Republicii Moldova la Barcelona, Regatul Spaniei, în consulat general. Deci, este o practică, ar exista în astfel de condiții o posibilitate de a oferi o pondere sporită la soluționarea diverselor probleme cu care se confruntă concetățenii noștri, dar și ar fi o realizare în corespundere cu practica altor state care au consulate generale în orașul Barcelona. Totodată suntem siguri că această misiune ar impulsiona inclusiv relațiile economice moldo-spaniole. 2. Crearea consulatului general al Republicii Moldova în Nice, Republica Franceză. Această acțiune la fel este una imperativă, fiind motivată de prezența în această regiune a unui număr mare de cetățeni ai Republicii Moldova și respectiv vine să răspundă la multiplele solicitări ale diasporei într-o fluidizare a solicitanțelor de servicii consulare în Republica Franceză. Mai exact, pe partea tehnică, acest proiect de hotărâre de guvern are de scop redistribuirea a unui număr de două unități de personal cu reducere din cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Republica India și Ambasadei Republicii Moldova în Argentina, cu alocarea lor pentru crearea consulatului general în Nița. Deci această optimizare a activității se impune reieșind inclusiv din analiza efectuată de Ministerul Afacerilor Externe privind harta și numărul cu naționalul noștri aflați peste hotare. Proiectul hotărârii Guvernului a fost avizat. Am avut discuții inclusiv la ședință operativă prin care am informat inclusiv că am dat curs recomandările conținute în avizul Ministerului Finanțe, dat fiind faptul că demararea activității consulatelor se planifică pentru începutul anului 2021, deci noi vom întreprinde măsuri de îmbunătățire a managementului programului existent de cheltuieli ca să planificăm alocațiile bugetare necesare în cadrul limitelor de cheltuieli care au fost și vor fi stabilite de Ministerul Finanțelor în cadrul procesului
de elaborarea proiectului legii bugetului pentru 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2023. Rog susținerea proiectului prezentat. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări în privința proiectului prezentat, deci consulate în Barcelona și Nice, începând cu 1 ianuarie 2021. Dacă nu sunt, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Profitând de ocazie, domnul ministru, dacă e posibil, o succintă informație privind deschiderea sau disponibilitatea partenerilor străini, țărilor străine, pentru deschiderea birourilor electorale pentru diaspora. Sunt multe speculații la acest capitol. Astăzi am auzit de la un candidat la funcția de președinte că un ambasador al nostru într-o țară a solicitat deschiderea 100 de secții electorale. Vreau să aflu dacă este această informație veridică sau este tot de genul celor proliferate cu insistență de candidatul respectiv în ultima perioadă. Vă rog. Stimate domnul prim-ministru, eu vă mulțumesc. Într-adevăr, subiectul este foarte fierbinte pe agenda publică. Există un interes sporit, inclusiv din partea concurenților electorali. Eu vreau să vă informez și să informez colegii că noi suntem la etapa finală de definitivare a vizului Ministerului Afacerilor Externe pe subiectul deschiderii secției de votare peste hotarele țării. Acest aviz îl am în mână. Este compilat în baza propunerilor venite din partea misiunilor diplomatici și oficiul consulare pe care le avem în afara țării. Fiecare propunere conținut în respectivul aviz vine cu argumentarea respectivă care se referă la participarea la procesul de vot în cadrul alegerilor precedente, cifrele oficiale, dar și estimările noastre ale misiunilor vis-a-vis de numărul de cetățeni care sunt localizați într-un regiune sau alta, dintr-un stat sau altul. Pe de altă parte, această analiză include inclusiv și informația privind acceptul autorităților statelor respective vis-a-vis de deschiderea secției de votare în cadrul misiunilor și oficiilor consulare, dar și în afara acestora. La fel, presupune și listarea riscurilor asociate organizării procesului de vot în afara țării în noile circumstanțe legate de pandemie COVID-19. Chiar la sfârșitul acestei ședințe de guvern voi semna avizul și va fi remis acest aviz Comisiei Electorale Centrale pentru a lua decizia vis-a-vis de numărul și locația secției de votare care va fi deschisă pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Cifrele care se conțin cu privire la numărul secției de votare ca propunere a Ministerului în mare parte corespund cu propunerile care au venit din partea CEC, lista de secții de votare care au fost furnizate Ministerului Afaceri Externe pentru a fi verificate. La această etapă mai avem lipsă cu acceptul expres al autorităților în cazul câtorva state. Chiar în aceste momente primesc informații actualizate în cazul acestor state și toată informația sistematizată, generalizată, va fi în curând emisă către Comisia Electorală Centrală pentru a lua o decizie. Vă mulțumesc, domnul ministru. Vă rog tot suportul pentru Comisia Electorală Centrală. După cum am anunțat, toți cetățenii noștri trebuie să aibă posibilitatea să voteze, inclusiv dacă sunt în diasporă. Găsiți acea formulă rațională și echilibrată pentru a oferi acest drept. Pe de altă parte, speculațiile concentrate și concertate a unor candidați în privința fraudării alegerilor, inclusiv prin neadmiterea diasporii la în procesul electoral, vă rog să fie dezmințite și să veniți cu argumentele respective. Vă mulțumesc mult. Subiectul numărul 29, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre de guvern pentru modificarea regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. Proiectul hotărârii de guvern a fost elaborat în contextul actualizării coeficienților cumulativ de indexare a pensiilor care se vor aplica începând cu 1 octombrie anul curent. Ori potrivit prevederilor legislației cu privire la pensionare,
Fiecare indexare presupune și actualizarea coeficienților cumulativ de actualizare și aceștia se aprobă de către guvern. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, să le adresați doamnei ministru. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, vă rog, continuați subiectul numărul 30. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea în folosință unor bunuri imobile. Proiectul vine să asigure sporirea volumului serviciilor de asistență medicală urgentă prestate persoanelor cu statut de suspect, probabil, confirmat, la infecție COVID-19 din zona municipiului Chișinău și teritoriile adiacente. Proiectul stipulează că se vor transmite din administrarea Agenției Proprietății Publice în gestiunea Centrul Internațional de Expoziție Moldexmo în administrarea Consiliului Municipal Chișinău în gestiunea Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime, deci cu titlul de folosință temporară gratuită, începând cu 1 octombrie anul curent. Și este vorba despre bunurile imobile din cadrul complexului Centrului Internațional de Expoziție Moldexpo, în scopul amenajării și desfășurării activității subdiviziunii de primiri urgente COVID-19 al Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime. Vreau să menționez din start că necesitatea promovării acestui proiect de hotărâri este determinată de durabilitatea activității centrului de triaj, dar pe platforma Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime și vin doar cu câteva date. Deci, la momentul actual, Sfânta Treime a detașat 84 de lucrători medicali pentru activitate în cadrul centrului COVID-19 Chișinău și ceilalți 32 de lucrători fiind detașați de la instituțiile republicane. Deci, prin urmare, nu vor exista careva impedimente pentru asigurarea unui ritm normal de activitate a centrului de triaj. Totodată, majoritatea dispozitivelor medicale care sunt actualmente la dispoziția centrului de triaj vin nemijlocit de la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime. Proiectul va permite folosința temporară, cum am menționat, a bunurilor imobile din cadrul complexului Moldexpo de către subdiviziunea de primiri urgente COVID-19 pe platforma Spitalului Sfânta Treime, precum și va fi asigurată sustenabilitatea financiară, deci, a acestei unități prin contractarea serviciilor de către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Proiectul a fost elaborat într-o coordonare cu toate autoritățile centrale de resort, inclusiv și cu Primăria Municipiului Chișinău. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 31, domn ministru Ion Pierjul, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune pentru aprobare proiectul dispoziției Guvernului privind decernarea marelui premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pentru anul 2020. Proiectul dat a fost elaborat în conformitate cu prevederile regulamentului privind condițiile de selectare a candidaților și decernarea marelui premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1294 din 2002. În cadrul sărbătorii Ziua Națională a Vinului, decernarea Marelui Premiu întotdeauna a fost o tradiție. Și în anul acesta, candidatul pentru decernarea Marelui Premiu în anul 2020 a fost selectat de către Comisia de Lucru instituită de către Minister, care a examinat materiale prezentate de către companiile vinicole și urmarea punctajului maxim acumulat a fost selectat întreprinderea menționată, dar cu permisiunea dumneavoastră eu nu voi da denumirea, care este unul dintre cei mai importanți producători de vinuri de înaltă calitate. În acest concurs au participat mai multe companii, eu am să dau denumirea doar companiilor care au participat, este vorba de Maurt, Cricova, Cazaiac, Vin, Rădăcini, Wines, Sălcuța, Vinăria Bostovan, Vinăria Purcari. Este o surpriză, de aceea nu voi da numele, rog susținerea dispoziției. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru! Dacă nu dați numele, sper că măcar premiul să-l dați și ne interesează cum vă să organizați Ziua Vinului în acest an, ca să fie clar, considerând condițiile epidemiologice. Da, domn prim-ministru, ne aflăm într-un an
bine cunoscut din condițiile pe care le avem. Într-adevăr, este a 19-a ediție, de fapt, a Festivalului Vinului, care va fi organizat în acest an, însă într-un nou format. Nu vom mai avea acele standuri în Piața Mare a Adunării Naționale, după cum se aștepta ca să fie. Noi vom orienta sau vom ruga ca cei ce doresc să se serveze și trebuie să servăm această frumoasă sărbătoare, dar să o servăm la vinăriile Republicii Moldova, în toate colțurile Moldovei, dar cu respectarea tuturor cerințelor de securitate în sănătate, așa cum le cunoaștem deja de mult timp. Totodată vor fi foarte multe emisiuni, pentru că trebuie să trecem în revistă și rezultatele frumoase pe care le au atât producătorii de struguri, cât și vinificatorii din Republica Moldova, să-i considerăm pe cei mai buni, într-adevăr, și cu un pahar, desigur, că de ce nu. Totodată vor fi și multe activități online. Trebuie să menționez că pe data de 3, de exemplu, la orele 7 seara după ora Moldovei, mai mulți degustatori din mai multe țări a Republicii, care deja au primit mostre al vinului moldovenesc, al unor companii, vor face degustări online la nivel internațional. Deci vor fi multe evenimente frumoase. Spre regret, într-un alt format. Mulțumesc, domnul ministru, expresie în binare de cuvinte mai multe țări a Republicii, probabil că vă gândeați la procesul de degustare și da, va fi o ispită mare să vedeți cum cineva degustează online, dar cred că anul acesta, într-adevăr, este unul specific. O să ne înarmăm cu toții cu componentele respective, elementele respective, ca privind degustarea online să nu, zicem, revenim și noi în urmă. Da, din păcate, aceasta este situația. Vă rog să organizați toate aceste evenimente cu respectarea regulilor. Stimați colegi, comisia a desemnat câștigătorul premiului. Din motive lesne de înțeles, nu divulgăm acum. Anticipat felicităm câștigătorul și vă rog să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 32, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 246, cu privire la modul de acordare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Scopul proiectului este actualizarea listelor proiectelor de asistență externă în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale și sunt eligibile pentru aplicarea facilităților fiscale și vamale. Actualizarea anexei numărul 1 și anexei numărul 2 din hotărârea Guvernului numărul 246 din 8 aprilie 2010 derivă din necesitatea aplicării facilităților fiscale și vamale la 85 de proiecte și subproiecte noi demarate pe teritoriul Republicii Moldova, ce au ca obiectiv susținerea țării în consolidarea sistemului de sănătate publică și atenuarea impactului socioeconomic a pandemiei COVID-19, dezvoltarea socioeconomică, susținerea societății civile, dar și fortificarea parteneriatelor transfrontaliere. Concomitent, proiectul actului normativ prevede și excluderea a 64 de proiecte de asistență externă deja finalizate. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, obiecțiile și propunerea acestor au fost luate în considerare la definitivarea proiectului. Rog susținerea acestor. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, un proiect care tradițional se ajustează și se aprobă. Dacă sunt careva întrebări, vă rog, dacă nu, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 33, vă rog, continuați, domnul Pușcuța. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind realizarea proiectului facilitarea de sprijin a răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și realizarea reformelor conform acordului de asociere.
Scopul principal al acordului propus prin semnare constă în acordarea asistenței nerambursabile Republicii Moldova în valoare de 9 milioane de euro pentru a răspunde crizei COVID-19, precum și în implementarea reformelor asumate în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Acordul de finanțare cuprinde 4 componente, după cum urmează. 1. Consolidarea capacității de a răspunde la situația de urgență COVID-19 în sănătate publică, 5 milioane de euro. 2. Consolidarea capacității de supraveghere, guvernanță corporativă și managementul riscului în sectorul financiar, 2 milioane de euro. 3. Sporirea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar, 1 milion euro. 4. Consolidarea capacității și sustenabilității mass-mediei locale, 1 milion euro. Operațiunile ce urmează finanțate din cadrul acordului vor derula în perioada 2020-2026 și vor fi implementate de entitățile selectate de către Comisia Europeană în conformitate cu cerințele stabilite în acord. Proiectul actul normativ a fost supus avizării și expertizării corespunzătoare. Rog susținere. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu avem întrebări, inițiem negocierile, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 34, domnul Serghei Răilean, rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 2020. Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în temeiul legii numărul 73, prin care a fost modificată legea bugetului de stat pentru anul 2020, numărul 172, diminuind cu 113 milioane lei suma alocată pentru fondul rutier la suma de 1.605.789,6 milioane lei. Diminuarea a fost obținută urmare a revizuirii executării curente a lucrărilor prevăzute în program, inclusiv analizând capacitățile de valorificare a alocațiilor până la finele anului. Totodată, urmare a finalizării procesului de achiziție a tuturor lucrărilor prevăzute la capitolul întreținerea periodică, reparația drumurilor pietruite și drumuri asfaltate, a fost obținut o economie de circa 44 milioane lei. În același timp, ținând cont de condițiile climaterice blânde din perioada iernii precedente, anii 2019-2020, au fost obținute economii la capitolul întreținerea de iarnă în sumă de 18,7 milioane lei. Astfel, economiile obținute se propun a fi redirecționate pentru realizarea lucrărilor la capitolul întreținerea de rutină în sumă de 44,8 milioane lei și la capitolul administrarea drumurilor, care include acoperirea cheltuierilor pentru arbitrajele internaționale în sumă de 18,5 milioane lei. Direcționarea sumelor menționate este argumentată reieșind din multiplele solicitări autorităților publice locale de ambele nivele privind îmbunătățirea condițiilor de circulație pe drumuri naționale care traversează aceste localități. Astfel vor fi executate lucrări de întreținere de rutină a drumurilor, plombarea gropilor, profilarea părții carosabile cu adaos de material pietros, întreținerea terasamentului și sistemelor de evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute în caz de inundații, cu spălarea terasamentului și distrugerea podurilor, alunecări de teren. Până la finele anului 2020 se preconizează că pentru lucrările de întreținere de rutină a drumurilor naționale vor fi utilizate mijloace financiare în volum de total de 416 milioane lei. Totodată, pentru a reprezenta Republica Moldova în arbitrajele internaționale în care a fost atrasă urmarea executării lucrărilor finanțate din surse externe, a fost necesară majorarea sumei planificate la acest capitol. Este de menționat că la moment au fost încasate circa 10 milioane euro din contul contractelor reziliate. În acest context, rog susținere pentru aprobarea proiectului în cauză. Mersi mult! Mulțumesc, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări. După cum cunoașteți, astăzi a avut loc și ședința Consiliului Fondului Rutier, în care am examinat raportul privind executarea programului de reabilitare, menținerea drumurilor. Acest proiect de hotărâre a Guvernului este rezultatul constatărilor și deciziilor luate la acel Consiliu. Avem o
executare pe toate, o executare avansată pe toate dimensiunile de reparație și menținere a drumurilor, de toate sursele de finanțare. Avem cel puțin asigurarea Ministerului Economiei și Administrației de Stat a drumurilor că până la sfârșitul perioadei prielnice pentru aceste lucrări, tot ce ne-am propus va fi executat. Dacă domnul ministru are o informație, eu știu, mai așa, mai recentă, pe drumuri bune, pe lucrările din care sunt finanțate din fondul rutier, da, și cele drumuri naționale care sunt reparate din sursele financiare externe, vă rog, domnul ministru, succint. Da, mersi mult. Domnul prim-ministru, cum și ați menționat, noi astăzi suntem în grafic. Orice cetățean poate să acceseze site-ul Ministerului Economiei și Autorității Drumurilor, unde în regim online vede care este nivelul și reparație și construcție a drumurilor. La fel vreau să doar să menționez că am avut și o discuție cu acționarii companiei care lucrează pe tronsonul Strășeni, Cornești și Lăpușna. Ne-au asigurat că săptămâna aceasta vor veni cu finanțările de rigoare și sperăm că vom merge și pe cele tronsoane conform graficului. În rest, suntem siguri că vom face față lucrurilor și vom fi în termen. Suntem la fel într-un proces de monitorizare continuă a calității drumurilor. La moment avem, după cifre, 41% la drumuri bune realizate, 24% suntem în curs de realizare. Mersi mult! Mulțumesc! Atunci când spuneți procente 41% și alta, se are în vedere ce bani am achitat din suma inițial planificată, deci volume deja acceptate și plătite. Dar înțelegem cu toții că în proces sunt lucruri, se execută, se prezintă documente, deci eu îndemn pe cei care acum, eu știu, se dau cu părere în privința gradului de executare a programului, se considere aceste realități. Și da, într-adevăr, vă rog să depuneți toate eforturile pentru îndeplinirea calitativă a acestor lucrări. O problemă continuă să rămână acest sector Chișinău-Ungheni și ceea ce avem până la Leușeni, iar 34 dacă nu mă greșesc eu, cu acea companie care de ani la rând nu își îndeplinește așa cum trebuie contractul. Dacă aveți asigurarea lor că vor îndeplini, este bine, dar noi am mai avut asigurări de acest gen și carul aproape că este la cel unde a fost. Vă rog să luați o decizie pe parcursul următoarelor săptămâni. Fie continuăm cu ei, fie reziliem, astfel încât să nu mai pierdem alți 10 ani pentru acest traseu. De asemenea, eu știu că era planificată pentru zilele acestea discuții cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru sectorul Criva-Bălți pentru finanțarea anul viitor. Dacă este ceva progres, domnul ministru. Domnul prim-ministru, am prezentat toată informația, am avut și o discuție cu domnul Roy, avem deja și primul acord preliminar. În acest acord sunt deja porțiuni de drum acoperite în valoare de 190 de milioane de euro. Cum și ați menționat dumneavoastră, porțiunea de drum Bălți-Criva, centura Chișinăului, este o porțiune de drum de pe ocolirea Cimișlii, deci suntem și aici, avem un progres în această situație. Și tot aici am vorbit despre sectorul Soroca-Otaci, Soroca-Arionești, colegii sunt la curent, vă rog anul viitor să facem tot ce posibil pentru ca aceste sectoare importante, vitale, să fie reparate așa cum ne dorim cu toții. Și după cum ați remarcat, au fost obținute unele economii care, după propunerea colegilor, au fost susținute de Consiliul Fondului UTIER și sunt redirecționate pentru alte sectoare. Aceste informații sunt prezentate în proiect. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să le adresați. Încă o dată fac apel către toți și inclusiv, în primul rând, autoritățile publice locale, dar și reprezentanții guvernului în privința calității drumurilor. Și aici nu pot să nu întreb pe doamna Bașcan, doamna Irina Vlach, pe care am rugat-o în mod special să monitorizeze drumurile cele care se pornise cu păcate, Cahul, Cungaz, Ferapontivka. Bine să reveni, doamna Bașcan, din Turcia. Care este situația cu cele drumuri?
Dacă ne arătați așa, înseamnă că e bine. Nu vă auzim. Da, o să revenim pe parcurs, nu ne auzim, o să prezentăm această informație. Stimați colegi, proiectul este prezentat, vă rog, dacă nu sunt întrebări și obiecții, să aprobăm modificarea programului privind repartizarea mijloacelor fonduri rutiere pe anul 2020. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, cu aceasta ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost epuizată. Mulțumesc tuturor colegilor care au pregătit proiectele, dar și pentru examinarea lor relativ operativă. Seară bună tuturor, sănătate!